Două grădinițe noi vor fi finalizate până la sfârșitul anului, a anunțat primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Este vorba despre grădinița cu program prelungit numărul 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu și grădinița cu program normal din Ițcan, din Curtea Școlii Generale numărul 7 Grigore Ghica Voievod. Grădinița cu program prelungit numărul 4 de la Colegiul Național Mihai Eminescu este finanțată din veniturile proprii ale municipalității sucevene, iar grădinița cu program normal din Ițcani, din Curtea Școlii Generale numărul 7, este realizată în parteneriat cu Ministerul Educației și este finanțată din fonduri europene accesate prin programul operațional regional. La grădinița de la Mihai Eminescu, stadiul fizic de realizare a lucrărilor este undeva la 35%, Am avut o discuție săptămâna trecută cu doamna director Anca Tronciu, cu reprezentantul constructorului. Am stabilit ca până la începutul anului școlar să dăm în folosință parțial această grădiniță și să dăm în funcțiune cantina, iar până la sfârșitul anului să fie finalizată în totalitate. În ceea ce privește grădinița din cartierul Ițcani, gradul de realizare fizică a lucrărilor este de 63,70%. În urma discuției avut cu doamna director Marina Moscal, cu reprezentantul constructorului Regintele Șantier, am stabilit ca până la data de până la sfârșitul anului să finalizăm această grădiniță. Primăria municipiului Suceava vrea să finalizeze aceste două grădinițe în acest an, pentru ca anul viitor să înceapă lucrări la alte două grădinițe finanțate pe fonduri europene. Este vorba de grădinița cu program prelungit din cartierul Opcin și grădinița cu program prelungit din Curtea Școlii Generale numărul 1 de pe strada Tudor Vladimirescu. Așa cum să știm, în Consiliul Local de săptămâna trecută a fost aprobat acest proiect pentru a putea demara procedurile de expropiere. La fel de important, discutăm de realizarea grădinii cu program prelungit de pe strada Tudor Vladimirescu din Curtea Școlii Generale numărul 1.